Vreau să încerc să fac un set de bow drill dintr-o cracă de plop. Numai lemnul nu-i potrivit deloc pentru bow drill, pentru că coaja asta, deși pare că e uscată, să știți că se simte umedă. Și să văd cum se comportă. Iau prima dată coaja asta mare jos și de desubt rămâne, nu știu dacă se vede și în cameră, dar asta e chiar umedă, deci udă. Așa. Asta deci un pic mai uscată. Pun deoparte. Și din bucata asta aș vrea să fac burghiu. E la fel de umedă. Bun, să începem cu începutul. Se vede pe aici. Ceva fisură pe aici. Asta vreau să folosesc pe post de placă și zona asta unde e mai uscată un pic, o să încerc să salvez. Ok, aici nu se mai simte așa de umed, sper să fi trecut de stratul ăla problemă. Burghiu. încerc să îl fac cât de cât burghiul să fie cât mai drept posibil așa la rotire. De-aia iau mai mult de pe partea asta, care așa o curbură în partea cumva așa. Atunci încerc să iau de aici mai mult material. Aici are o fisură foarte mare lemnul. Sunt curios cum o să se comporte. Aici vreau să am un vârf mai bond. Vedeți? Și în partea asta altă aproape ascuțit sau cât mai ascuțit. Bun, ce nu am? Un arcuș, dar asta s-a rupt la prima încercare, așa că nu o să-l folosesc. Să-mi caut o botă de arcuș sau să mă smărisc cu bucata asta. Haideți să o facem și cu asta, că n-am mai făcut așa. Deci ăsta nu vi l-aș recomanda de niciun fel ca și arcuș, pentru că e foarte subțire. Îi uscat spre putred și e foarte scurt. Vedeți? Se vede acolo cum... Da, o să-l încerc. Numai de dragul de a-l încerca. Așa. Aici, în partea asta, o să-i fac un fel de notch, scobitură. Să am unde să agăț sora. De fapt, să nu alunece în toate direcțiile, cam asta e ideea. Fac un bowline aici. E un nod foarte simplu și foarte bun pentru chestii de genul. Îl agăț pe cărcanul ăsta, îl trag pe aici și mai am cam 30 de centimetri de sfoară. O să încerc să-i fac un nod cumva aici. După care îi fac un pic de tensiune, să nu fie chiar foarte întins asta, ținând cont că burghiul e destul de gros. Și acum, partea asta altă îl trag de câteva ori și mai fac un nod. Așa. O să am nevoie să pot tensiona aici în caz că se slăbește tensiunea. Acum, să vedem dacă am nimerit. Așa. Pentru că nu o să stau să mai îmi fac acum pe întuneric un suport de soclu. O să folosesc cana, sper să meargă. Așa. Bun. O să fac cumva, cum se vedea mai bine. O să încerc să fac aici gaură pentru burghiu să nu fugă cât de cât. Așa. Și o să folosesc frunza asta pe post de făraș, să adun tăciunea dacă reușesc. Bun. Așa. Da, nu e cel mai bun teren aici. Da. Se vede. Așa. Sper să nu rup arcușul, de asta mi-e singura chestie groasă. Trebuie să las un pic mai mult spațiu aici. Așa. Bun, am reușit să-l pun. Cana cumva o țin așa și încerc să-i fac arderea, încercând să țin toate chestiile paralele. S-a încălzit instantaneu cana. Deci cana s-a încălzit foarte tare. Mi s-o alunecat asta de pe mâner. Ok. Așa. Vedeți cum s-o tocit de la cană. Asta o să-i fac, o să iau mustățile astea jos. Și o să las așa mai rotunjit, că o să alunece mai bine. Da. Așa cum e acum tensionat, nu o să am suficientă presiune să pot apăsa pe burghiu. Mamă mia, deci nu știu dacă îmi dați seama ce tare se încălzește cana. Da. Prea slabă presiune acum. Ideal era un burghiu, un arcuș mai lung și cu o sfoară mai lungă. Bun, deja începe să iasă fum și din partea de jos. Țânțarim o mănâncă. Deci cana arde efectiv. Se mai dau un pic. Acum vreau să-i fac arsura mai adânc un pic. Bun. Așa. Pun în cană. Să fac aici scobitura în placă. Bun, aici când faceți scobitura asta, eu o fac un pic mai mare în partea opusă, cum ar veni, în partea de jos, care vine pe pământ, și aici unde îi arsura, îs atent să nu mă bag foarte adânc. Și acum nu pot să vă spun dimensiuni, că nu îi după dimensiuni, dar îs atent să nu ajung până spre mijloc și după aia curăț foarte bine pereții scobiturii ca să nu se agațe tăciunea în ciopleală. Și aici, în zona asta, exact așa un pic îi fac ca și o pâlnie care să-l împingă spre... Bun, pun frunza și acum vine partea grea, practic. Da. Acum sper să nu mă ard și sper să țin unghiul și presiune. Când scârție, presiunea pe burghiu nu-i bună. Trebuie un pic mai tare. Acum, eu nu mă grăbesc când fac partea asta de adunat, practic, pulberea aia fină. Nu îmi trebuie nici viteză, nici... Îmi trebuie doar presiune. Și mă uit să văd dacă se adună. Nu știu dacă se vede pe frunză. Da, se adună încetuț și fără grabă. Numai să fiu atent cu presiunea pe care o pun pe burghiu. Bun, se adună ok, nu vedeam nicio. Deci la faza asta chiar nu trebuie să vă grăbiți și dacă iasă fum. Aici trebuie să vă asigurați că presiunea pe burghiu e bună și ața nu vă alunecă sfara. Vedeți? Deja alunecă. Asta nu-i semn bun, dar apăs un pic mai încet. Acum mă uit s-o adunat acolo în ciobritura aia, în V, s-au adunat tăciune, chiar dacă s-a răcit, era bine dacă continuam, dar am vrut să văd. Și acum, practic, trebuie să pun un pic de presiune și un pic de viteză mai multă. Așa, da, mi-o sărit din V. Asta înseamnă că m-am dus, am făcut ciobitura prea mare. Cioplitura. Nu, hai să văd dacă reușesc să fac ceva cu asta. Pun înapoi. Da, iasă direct. Mă duc mai jos un pic, să am un pic de tensiune mai mare. Bun, acum pare că fumegă singur. Da, se vede foarte fain. Pun și extra ăsta acolo. Se vede? Oh. Nu se vede. Se vede. Așa. Și că toate sunt improvizate. Wow! S-a trezit ceva pui. Așa. Și acum în fața asta chiar nu mai grăbesc. Tăciunea arde singură. O să iau un șervețel și încerc să o aprind. M-am încălzit pe jos tăciunea. Dacă reușit să o iau de acolo. E foarte puțin, deja s-a consumat. Da. Ați fi surprinși să știți de câte ori reușești să faci o tăciune și nu reușești să aprinzi cu ea. Da. Și inoxul se încălzește foarte tare când îl folosești așa. S-a adunat un pic de praf acolo. Nu ar fi o problemă foarte mare. Asta nu las aici. Și v-am zis, arcoșul din fericire o ținut, dar un arcoș mai lung, nici nu vă dați seama ce mult contează. Mai ales la momentul în care trebuie să faci efectiv tăciunea. Bun. Sper că vă place încercarea din seara asta, totul pe nepregătite, să zic așa.